Copiii au învățat că pentru a crește mari și sănătoși trebuie să deprindă obiceiuri alimentare sănătoase, la fel cum trebuie să facă sport și să renunțe la consumul de dulciuri. Știm cu toții că obiceiurile alimentare se învață din copilărie. Și o să vorbim astăzi cu copiii despre ce, cât, cum trebuie să mâncăm ca să fim un copil sănătos. Și ce anume trebuie să mănânce cei mici ca să crească mari și sănătoși? Insistăm foarte mult pe consumul de legume și fructe, pe salate, insistăm pe consumul de produse lactate pentru creștere sănătoasă și pe un consum mai puțin sau moderat de dulciuri. Obiceiurile alimentare se învață din copilărie, iar puterea exemplului este de necontestat. Părinții ar trebui să gătească împreună cu cei mici salate de legume și de fructe. Pentru a-i convinge pe cei mai mofturoși să consume aceste produse, se poate recurge la construirea unor figurine din fructe sau legume pentru a fi cât mai atrăgătoare pentru copii. Este indicat să consumăm 4 sau 5 porții de legume și fructe diferite în fiecare zi.